Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Tu lui acum să-i dea un tap. Hai că i-a dat tap dacă e, Doamne mă! Facem ceva? Uite mă frate bă! Bă, dar ce dracu că am și backtrack activat, am toate alea activate, de ce... Salutare bă băieți, bine vaxaților la un episod de CSGO Prime Hacking bă băieți. În acest episod vom juca cu Spirtec-ul, deoarece am auzit și eu de ceva timp că a devenit gratis, ci că pentru 10 ani sau ceva de genul. Așa că astăzi în acest episod am să fac un gameplay cu el. Știți că eu acum vreo un an și ceva, un an jumate, parcă nici nu mai știu exact, am jucat cu Spirtec și a luat cea mai proastă notă. Am avut seria aia de Premium Cheat Review, unde practic făceam rost de multe cheat-uri premium, le făceam review și la final le dădeam o notă. Spirtec a luat printre cele mai proaste note, bă băieți, și pe aim, și pe SP, și pe misc, și pe tot absolut. Bă băieți, astăzi o să-l testăm ca un cheat gratis, adică o să ne gândim, adică chiar este un cheat gratis. Până la urmă o să aveți și un link în descriere, o să-l testăm și o să vedem ce poate pentru un cheat gratis. Nu sunt pe contul main, pentru că v-am spus, nu o să bag niciodată coduri pe contul main. Bă băieți, să sperăm că o să fie un cod cât mai bun, să nu ne dezamăgească. Nu uitați, aveți link în descriere, dați și voi acolo un subscribe dacă vă plac chestiile de genul. Și puteți să spuneți în comentarii ce alte cheat-uri gratis sau premium ați vrea să mai testez pe CSGO. Bă băieți, dați și voi acolo like, să facem 1000 de like-uri la acest episod. Și eu zic să-i dăm blană în meci, nu? Da bă băieți, am intrat și în meci. Aparent avem aici mare carambi Doppler. Jucăm cu configul lui Sky, din câte știu eu, bă băieți. Sky, Legend acolo, Apollo, puii mei. L-am de mai demult configul ăsta, de-abia ce am descărcat cheat-ul și apare mi-au rămas salvate configuri de la ultimul videoclip pe care l-am făcut acum un an și ceva. Bă, ce să zic, sperăm că... De ce dracu zice că Bog Deagle? Așa zice de la Spirit ăsta. Bă, băieți, din câte știu eu, Spiritul ăsta e și un cheat de troll. Adică pot să și trolez cu el. Mamă, dar să mă bată tata. Aim hack-ul ăsta nu merge deloc, trebuie eu să trag. Hai să vedem aici dacă dau băieții rași pe mine. Ce face, cum se descurc? Ia uite, coaie, mamă, am dat și eu un cap, bă băieți, cu Spirit. Mă simt mândru de mine, bă băieți, mă simt mândru că am reușit să... Încă un cap cu Spirit, cu bine, bă băieți. Hai bă băieți că suntem top pe jocul ăsta, să mă bată, dar bă, parcă a devenit un pic mai bun pe legit. Eu nu mai știu pe ce l-am testat ultima dată. Mamă, încă un kill cu Spirte cu bă băieți. Bă băieți, sunteți nebuni. Mamă, am dat iară de chinești, de ruși, de toate alea, sunteți nebuni la cap. Hai mă băieți să-l omorâm și pe ultimul, mai e unul în viață. Bă, eu nu mai știu exact dacă l-am testat pe semi-rage sau ceva. Eu știu că ultima dată mi se dezactivau feature-uri ale cheat-ului random, adică, mamă, dacă vorbesc cu oameni, shut the fuck up, Doamne, mă enervează oamenii ăștia, mă. Deci știu că ultima dată când aș juca cu cheat-ul ăsta, mi se dezactivau feature-uri ale cheat-ului, așa, aiurea, adică stăteam și-o liniștit și dintr-o dată mi se dezactiva un feature al cheat-ului, mamă, ce muzică a băgat aici, uper, uper, bel, uper, uper, bel. Hai să luăm și noi un USP, bă, băieți, bă, chiar îmi place cum trage acum, nu știu dacă și-am mai făcut ceva update-uri, dar știu că ultima dată mă enervam foarte, foarte rău cu acest cheat, efectiv se dezactivau feature-uri. Hai să vedem acum, hai să intrăm la input aici, că eu știu ce setări am făcut, că am mai modificat și eu. Da, smooth-ul la maxim, FOV-ul pe 9. Bă, s-ar putea să fie bine de data asta, bă băieți. Are multe feature-uri de troll, cum ar fi, uite, să-ți modifici rank-ul. Nu, eu o să dau voice enable 0 pentru că nu se poate cu acești băieți. Bă, pe ce dracu aveai first person? Nu? O? C? Ok, pe C ai first person, ăsta third și first person aparent pe acest config. Ce voiam să vă spun? Bă, am și uitat ce voiam să vă spun, sincer, bă băieți, dar hai să... mamă, ce m-a rupt Kenny ăsta, băga mi-a și picioreta, bă băieți. Da, bă băieți, din câte am ținut și eu așa aminte, are și minigame-uri aici, apare în post de jos și Snake, deci în timp ce mor, dar nu știu cum se joacă, prezent, movement, kick-ul cu... ia fiți azi, mă băieți, aici ne jucăm Snake aici, în Spirtec, mamă, dar să mă bată data dacă știu să mă joc jocul ăsta. Hai, bro. De ce am murit, mă? N-ai voie nici să te lovești de perez, n-ai voie? Mamă, dar e dubios rău de pe WASD. Eu mă jucam pe Nokia asta cu aia, dar nu m-am jucat niciodată de pe WASD. Dar aparent, bă băieți, puteți să vă jucați și Snake. Hai să ne bă băieți dacă facem aici ceva în Snake. M-a murit iar, bă, dar ce dubios e dacă te lovești de pereți. Eu știam că dacă te lovești de pereți, mamă, cât de dubios e de pe WASD să mă bată. Cine o mă bate, bai de capul meu, e nașpa rău de... Mamă, asta doar așa dacă vrei să-ți faci mai mulți nervi. No, nu se poate așa ceva, nu mă mai joc în viața mea de pe WASD. Hai să vedem, bă băieți, mai am o curiozitate. Are config făcut pe... Oh, shit! Are config făcut pe fiecare armă și pe pistol. Eu apare... Nu... Dar nu, că mă, stai că eu vreau cu Peace Island, frate, frătiuc, Peace Island, FOV, puii mei. Și mi rămâne salvat asta, bă băieți, că eu știam că aveam problema asta. Dacă dăm save și mergem după aia înapoi pe input, pe Peace Island, ok, și schimbăm arma... Am că rămâne salvat acum, aparent, avem timeout, bă băieți, ce putem să facem acum decât să așteptăm? Gata, bă băieți, a început o nouă rundă, s-a terminat și timeout-ul, nu știu exact ce a fost timeout-ul ăla și pentru ce, a ieșit cineva, nici nu știu, dar habar n-am de ce au dat băieții timeout, bă. Mi-a făcut aici și pe Deagle un mic config ca să vedem dacă putem să le dăm tap-uri și chestii de genul. Uite, băiatul ăla are AVP, ar fi frumos din partea spiritului acum să-i dea un tap. Hai că i-a dat tap dacă e, Doamne mă, dar ce dracu am aici, mă, setat, stați un pic, bă băieți.
Bă, băiatule, am crezut că-i dă mare tap. Stați-mă un pic, bă, băie, să vedem. Deci, omul meu, spirit aici, nu are să-i dai, să-ți setezi hitbox-ul. Nu are, frate, nu poți să-ți setezi dacă să dai pe cap. A, ba da, bone. Avea selectate toate bone-urile posibile. Băi, o vreau la cap, frate, asta e ce? A, selecte 2, ok, ok, o vreau only head. Hai să vedem, să jucăm only head cu... A, dar nu la global, bă, aici mă enervează, mamă, uite, nu pot să dau click, fiți atenți. Nu pot să dau click să modific. Deci tot la fel de căcat rămâne codul ăsta, să-mi bat picioarele, bă. Băi, băiatule, de ce nu pot să modific dacă-s mor? De ce nu pot să modific aici? Că vreau să fac config pe Deagle. Pot să știu de ce nu pot să modific? Trebuie neapărat să țin arma aia în mână? Hai de capul meu ce mă enervează, bă, băieți. Deci e ireal așa ceva, mă. Deci nu poți să modifici config-ul decât dacă ai arma aia în mână. Deci, practic, până nu faci rost de arma aia, să o ai în mână. Uite, acum bine că mă lasă. Tu zgura, mă. Băi, băiatule, nu se poate, bă. Ireal așa ceva. Deci acum suntem... Nu global, bosule. Cum adică pe global? Stai un pic. De ce suntem pe global, bosule? Stai un pic. Ne luăm Deagle. Dăm pe weapon, Peace Island, dăm la maxim, așa. Sau stai, Peace Island, ce în sus? Dau pe 50, îmi bat picioarele. Și aici dăm la, selected 1, only head. Nu, only head, bun. Smooth-ul mai așa, așa. Peace Island activat. Nu știu de ce nu era activat. Și acum mergem și dăm save, să vedem dacă se resetează. Dacă se resetează, e ultima dată că mă mai joc. Ok, Peace Island, așa, frumos. Ok, hai să vedem, bă, băieți, dacă se dau capete acum sau... Mamă, s-au făcut că... What the fuck, nu vreau să zic că mi-au copyright, dar să mă bat data de ce-s găinile așa, mă, băiatule, mă. Hai să vedem, bă, băieți, dacă facem ceva. Uite, mă, frate, bă. Bă, dar ce dracu, că am și backtrack activat, am toate alea activate. De ce pizda, mamă, acum e bine că îi trage, mă. Bine că acum ia. Ok, unul mort, bine, bine. Ok, stau cu mine acolo, cu pe mine, cu AVP-ul. Bă, eu nu știu ce să zic, can be diffused without kits. Mamă, e fain. Bă, designul e super fain. Chiar îmi place super mult cum e designul la citul ăsta, dar să-mi bat picioarele dacă... Hai, brodere. Mori, bine, mă, băiatule, mă, bine, mă, bine. Aici mai mult cred că a fost skill-ul meu decât, sincer, decât codul, pentru că nu știu codul ăsta, dar nu înțeleg, mă. Bă, spuneți și mie în comentarii, fac ceva greșit la setări sau chestii de genul? Bă, fac ceva greșit, că nu înțeleg, mă, băieți, nu înțeleg. Hai să vedem setările, mamă, iară muzica asta. Deci e prea fericită muzica asta pentru cât de supărat eu acum pe codul ăsta. Să-mi bat picioarele, parcă sună prea bine muzica asta. Așa, hai să vedem, deci suntem pe Deagle, da? Peace Island-ul e exact cum l-am făcut eu. Da, hai să dăm și Draw Fov Circle. Mama, nici nu mai știu să vorbesc ca lumea, să-mi bat picioarele. Asta e, Other Bullets. Use first, da, păi așa trebuie, ok. FOV așa, deci am head-ul. Selectat FOV. Simple from, hai să dăm from target. Nici nu știu ce să zic, că lăsăm pe simple. Și cam atât ar trebui să fie, nu? Use așa, friendly fire, only by aim key. Aim key-ul mă gândesc că l-au setat băieții. Hai să băgăm și legit anti-aim-ul. Poate face ceva. Avem și backtrack-ul setat, binișor. Ce dracu mi se... What the fuck? Ah, ok, asta e legend anti-aim-ul. Hai să vedem, mă, băieți, dacă facem ceva. Mamă, puteam să-mi iau AVP și mi s-au dus secundele. Of, doamne, doamne, bă, chiar mă enervează un pic codul ăsta. De sincer, încă nu mi-a trecut supărarea pe codul ăsta. Știți că eram foarte, foarte supărat pe acest cod, dar încă nu mi-a trecut supărarea. Hai, brother, vino încoace, unul mort, i-am dat cu backtrack-ul. Hai să vedem, bă, băieți, dacă facem ceva rundă. Și ăștia toți ăia mor sau spec pe mine, bă, băieți, aparent. Of, doamne, deci tot la fel de supărat pe acest cod, bă, băieți. Ok, încă unul mort. Aici nu cred că am aim pe arma asta, sincer, pentru că nu mi-apare Fov Circle-ul ăla. Ia să vedem. Aimbot global. Ba, am. Ia să scriu. Yes. Hai să scriem yes, frate. Nu știu ce să zic. Bă, spuneți-mi în comentarii, poate sunt eu prost și nu știu să configurez codul ăsta, dar habar n-am ce să fac. Aparent ăia 3 care sunt morți stau spec pe mine. Silverii nici nu și-au dat seama. Bai 2, jucăm la Silver, dacă nu v-ați prins. Silverii aia nici nu-și dau seama că eu am cod. Ar fi totuși o idee să-mi dezactivez legit anti-aim-ul ca să nu mai facă capul stânga-dreapta, că din POV-ul lor cred că se vede că mie face capul stânga-dreapta, dar o să vedem imediat, bă, băieți. Dacă o să-mi facă capul stânga-dreapta, o să-și dea băieții seama și o să-mi zică. Mamă, dar eu chiar n-am voice chat-ul activat, eu acum, bă, băieți, hai să activăm și noi voice chat-ul. Voice enable 1. Ok, the Bambi's B, I think. Hai că I think dacă e, că știu sigur că bomba e pe bestez, nebun la cap. Are AVP-ul ăla, asta mă enervează, sper să mă rateze. Ok, l-am văzut, o să-i dăm aici o incendiară pe care am dat-o cel mai prost. Și acum o să facem mare schemă piramidală de amețirea silverului. Fiți aici, hop. Toc. Aoleu, doamne, ce era să mă moare ăsta, bă, stați că vreau să iau AVP-ul. Dă-i tu defuse la bombă, brother, că eu vreau să iau AVP-ul aici, nebun la cap. Hai, brother, dă-i defuse la bombă, bă.
Nu știu ce să zic, poți să câștigi meci cu spiritul. Probabil că nici nu știu eu să-l configurez. Nu știu, nu vreau să mă arunc, nu vreau să arunc cu pietre în cheat-ul ăsta, frate, pentru că până la urmă e și un cheat gratis, adică s-a făcut și gratis, pui mei, că nu n-am de ce să mai arunc cu pietre în el. Atunci când era 5 euro pe lună și mă enervam, hai să zic, măcar că aveam ăia 5 euro de pierdut. Dar acum nu mai am nimic de pierdut. Dacă nu-mi place codul, schimb, îl schimb, știi, nu l-am cumpărat, nu nimic, dar nu știu, mă, băieți, ce să zic, să mă bată tata, că parcă prea așa ia, să vedem AVP. Weapon, FOV, așa, P-Silent activat, dăm P-Silent-ul mai mare, ia să vedem, mă, băieți, dacă merge, uite că am și ăla cu FOV Circle, ia să vedem, mă, băieți, poate merge mai bine acum. Deși nu știu ce să zic, mă, cam enervează așa un pic, m-am cam enervat așa un pic, ia să vedem. Hai, brother, dă-i pic. Hai, brother, mamă, aici tot ăsta-l prind, în toată area aia, el prind, ești nebun la cap ea. Bam, hai, mă, că a fost bine, cu AVP-ul chiar o tras bine, mi-a plăcut. Mamă, deja ăla stă spec pe mine să-mi bat picioarele. Deci deja unul de la noi stă spec pe mine să-mi bat picioarele. Ia să vedem, bă, băieți. Bam, pic, unul mort. Hai să vedem, bă, băieți, unul e acolo, i-am văzut capul. Hai, hai, brodere, hai, brodere, bă. Brodere, vino. Mamă, ce nade prost am dat, sens. Bă, ați văzut? Deci voi ați văzut că nici măcar nade-ul ăla, nade helper-ul nu-i bun la citul ăsta. Mi-a apărut că se duce grenada în dreapta și, de fapt, grenada s-a dus în stânga aici, nebun la cap. Băga mea, ia uite-l pe ăla, bă băiatule, chill. Bă băiatule, calmate, calmate bro, calmate că dau ace, calmate. Calmate că dau ace, calmate. Gata, cred că am dat mare ace, sunteți nebun la cap, 16 kill-uri. Ăștia toți, nu-i îmi place că ăștia morsul stau spec pe mine. A, ba nu, nu cred că sau. Stați mă băieți că nu știu dacă stau spec pe mine, că mi-apare cu... Bă, habar n-am ce să spun sincer, ideea e că eu am descoperit o șmecherie acum la spec list-ul ăla. Că... acolo la speclist ba apare numele cu roșu, ba apare numele cu alb. Eu cred că când e numele cu alb, atunci ai spec pe tine și când e numele cu roșu, înseamnă că e mort, dar e spectator la altul din echipa ta. Cred că asta, nu știu, corectați-mă în comentarii ăștia care ai folosit spirite cu de mai mult timp și poate nu cunosc eu încă toate chestiile de genul. Stați un secundă, trebuie să fac o mică setare. Hai să ne bă, băieți. Nu știu, poate asta e, poate ăsta e skepsisul, să zic așa, hai să ne bă, băieți, l-o murăm pe băiatul ăsta. Uite că și ăla a murit acum. Uite, sunt doi morți. Uite, ăla ăsta Master Schmitz ăla poate stă spec pe mine, dar nu că uite, ăla a ieșit. Bă, ba, cred că așa e. Bombander, unul mort. Hai mă, băieți. Hai mă, băieți. Ok. Hai să vedem, bă, băieți, l-așteptăm pe ăsta aici ca să nu pară chiar așa de obvious că Master Schmitz este spec pe mine. Ha, of course, o enerva Silver-ul pe mine, ești nebun la... Aoleu. No, mamă, ce mi-a dat-o Gian Pavel, ești nebun la cap, Gian Pavel îl cheamă pe el, mi-a dat-o, e Silver Elite Master, omul meu, frate. Uai de cap, meu, ce m-a distrus, ești nebun la cap. Bă, ești nebun, o câștigat Silver-ul, ai, Golnova 1, mă scuzați, o câștigat Golnova, o meu runda, bă, băieți, hai că e bine. Nici nu știu, să joc tot cu AVP, parcă Olnia... Mamă, s-a dat timeout, să-mi bat picioarele, bă, băieți. Gata, bă, băieți, a început și eu o nouă rundă, s-a mai dat încă un timeout de la automat pentru că aici nu cu echipier de la noi, aparent sper să mai intre înapoi pentru că vă dați seama, fără cu echipierul acela cred că o să pierde meciul, adică uitați-vă și voi aici la scor, pe ultimul loc să-mi bat picioarele, cred că fără ăla e o diferență majoră. Bă, băieți, hai să vedem cum se descurcă cituși cu un M4A4, deși mi-e cam frică să dau oraș pe ăștia că dau tapuri silver ăștia să-mi bat picioarele, asta sau vă, că stau cu legit anti-aim-ul. Haideți mă, băieți, mamă, dar mi se mișcă singur caracterul, voi vedeți, ia stați așa, stau așa. Deci mi se mișcă singur caracterul. Hai, brodere, dă-mi pic. Hai, brodere, dă-mi pic. Oho, ce am dat. Hai, mă, că trage bine. Hai să luăm și un AK, băieți. Încă unul mort. Hai, n-ave, nu mai pot să zic nimic, bă, băieți. Chiar e bun. Îi decent. Bine, acum că i-am făcut și eu setările mele aici, dar hai, mă, că nu pot să mă rahat. Că e decent. Gata, mă, băieți. Încă o rundă câștigată. Hai, mă, că e decent codul 22 cu 3. Nu mai pot să zic. Ola nostru, cred că s-a cam dus, te-s nebun la cap. Nu am mai avut chef de joc, ola nostru. Ola amigo. Mamă, ăștia deja încep să mă jure din ce în ce mai mult. Bă, dar mie îmi place că la începutul meciului vorbea ăștia unul peste altul, nu se mai înțelegea nimic și am închis voice chat-ul și acum când am deschis voice chat-ul nu mai vorbește nimeni, e liniște totală. Probabil și-or fi dat seama și ăștia de la mine că am cod și au zis, bă, lasă-l mă să joace așa aici, nebun la cap, nu-l mai stresăm, îl lăsăm să joace. Ok, unul mort, mamă, ce am dat-o la Gen Pavel, fix ăla de mai enervat pe mine, fix ăla de mai enervat pe mine, bă, băieți. Fix ăla de mai enervat pe mine. Hai să vedem, bă, băieți, dacă facem și noi ceva, încă unul mort. Hai mă să facem ceva, bă, băieți, meciul ăsta. Bomba e aici? Bomba e pe banana, ok, ăștia nici n-au de gând să vină după ea. Încă unul mort, facem la kill-uri, bă, băieți, de nu se poate, sunteți nebun la cap. Încă unul mort, bine, mă, băieți, 5 MVP-uri, 26 cu 3. Hai mă, că îmi place cum trage codul ăsta, bă, băieți, chiar vi-l recomand. Deși nu vi-l recomand să vi-l băgați pe contul meu, bă, băieți. Nu vreau să vă băgați coduri gratis pe contul meu. Nu vreau eu, nu că vă recomand, sunteți nebun la cap. Pentru că vă puteți lua bani și vă pierdeți contul meu și chiar nu are rost, nu știu, mi se pare că nu are rost să... pierdeți un cont pe care ați dat bani, în care ați investit timp și chestii de genul. Mamă, iară s-a auzit prostia aia de la programul de filmat. Nu are rost, bă, băieți, să vă pierdeți tot ce ați muncit pe contul main doar pentru un cheat gratis. Pentru că vă puteți face în 2 secunde un cont nou. Sau dacă chiar vreți, mai bine dați 14 euro și vă luați Prime decât să...
decât să vă banați contul meu. Mai bine vă luați Prime cu 14 euro sau poate îl găsiți și mai ieftin pe alte site-uri, un CD kit de la DCSGO și e mult mai ușor. Așa, hai să ne băieți, dacă îi dăm tap la băiatul ăsta. Mamă, ce am dat-o la băiatul ăla. Mamă, ce am dat-o și la băiatul ăsta. Bă, băieți, jucăm semi-rage, să mă bată tata deja. Suntem pe semi-rage, băieți, suntem pe semi-rage deja. Mamă, bă, băieți, suntem pe semi-rage, sunteți nebun la cap, 30 cu 3 să-mi bag picioarele. Nu mai le dau nicio șansă la silver ăștia să-mi bag picioarele, îi rup în două. Mamă, ce urât vorbesc. Mamă, mamă, nici nu vreau să citesc acolo, cuvinte prea urâte, bă, băieți, nu putem să citim așa ceva pe videoclip. Hai să mă luăm în curând AVP. Bă, eu nu mai știu cum merge skin changer-ul la ăsta. Ma, AVP Asimov, nu pare așa greu de modificat. AVP și, păi și cum, a, skin, grafit. Și acum mi-l modifică. A, hai mă că nu-i chiar greu de... Hai să vedem Hyper Beast. Nu-i mă, nu-i greu de folosit skin changer-ul. Aș vrea totuși un alt cuțit. Hai să vedem cum ne modificăm cuțitul, bă, băieți. Uite, Bayonet. Mamă, a, are și inventory changer, cred că, bă. Da, bă, banii din YouTube. Ia uite, hai să dăm replays cu banii din YouTube. Gata, bă, băieți, ăsta e configul lui Sky. Ați văzut, bă, băieți, ce șa Sky cu banii din YouTube, bă, băieți? Ca să înțelegeți și pe el. Să înțelegeți, bă, băieți, am scuzat că am tușit acolo, dar cred că o să tai chestia asta la video ca să nu afle nimeni că am coronavirus. Hai să vedem, bă, băieți, să-l așteptăm pe băiatul ăsta sau pot să-i dau direct wallbang pe aici? Mai că-i dau wallbang pe aici. Ok, ok, gata, bă, băieți, l-am rupt pe Kenny, am eu să vezi ce înjurături mai mi-au acum. Să vedeți ce înjurături mi-au acum de la Kenny ăsta, să-mi bag picioarele. Băi, eu dacă meciul ăsta nu fac 60 de kill-uri, nu mi se pare normal, sunteți nebun la cap. Deci eu dacă meciul ăsta nu fac 60 de kill-uri, nu e meci câștigat, bă, băieți, nu e meci câștigat pentru mine, să-mi bag picioarele de nu. Hai să vedem, bă, băieți, ce putem să facem, dar ăștia cine ai, bă, deja cred că s-au pus toți AFK, cred că nu mai e nimeni, nu se mai joacă Want You Come, gata, bă, băieți, s-au pus toți AFK să-mi bag picioarele, atât a fost cu meciul ăsta, bă, băieți, cam atât a fost cu meciul ăsta, bă, băieți, unul mort, doi morți, trage ăla, mamă, ce trage ăla. Ba, picioarele, bă, băieți. Trei morți. Hai că-și consumă gloanțele. Stați un pic să-și consume gloanțele, că mai am gata. Gata, bă, băieți, am câștigat. Bă, cred că toate rundele de acum încolo o să fie așa, sincer să fiu. Fan, fan, cred că tot eu o să se bage AFK acum, sincer să fiu. O să-mi iau și eu negheva atunci, să ne coborăm așa la nivelul rom, la nivelul lor. Dăm așa un oraș frumos cu negheva, aia e, bă, băieți. Oricum, Ice Murf, lol. You so bad. Hai să le facem un pic de trash talk, bă, băieți. Hai să le facem un pic de trash talk, bă, băieți. Eu cred că o să-mi iau mare ban pe contul ăsta. Sincer, de oricum, dacă nu o să-mi iau ban, o să vreau să fac o chestie super, 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 super interesantă pe acest cont, bă, băieți, care o să o vedeți în câteva zile, probabil, dacă nu-mi iau ban. Dacă mi-au ban pe acest cont, probabil că nu o să mai vedeți episodul ăla. Stai, mă, băi, 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 chinezule, lasă-mă pe mine să dau oraș pe ei, frate. Ia uite-l pe ăla săracul de el. Bă, să bat picioarele, cera să mă moare. Ăștia s-au pus AFK, bă, băieți, cred că de acum încolo așa o să fie toate rundele. A, e, bă, băieți, o să dăm, mamă, ce m-au rupt. O să dăm speed up la meci, ce să zic. Bă, au început ăștia să joace din nou, sunteți nebun la cap. Nu se mai lasă, bă, băieți, nu se mai lasă ăștia. Ăla cred că ultimul. A, ba nu, nu e AFK, e apartament de. Bă, ăștia nu se mai lasă, mă, joacă în fiecare rundă, sunteți nebun la cap. Au început ăștia să joace din nou. Ăștia o rundă ba joacă, o rundă se supără și gata, gata, mă, băieți, am câștigat. Cred că acum iar se pun AFK toți, să-mi bat picioarele. Da, mă, bineînțeles, sunt smurf, frătiucule, sunt smurf. N-ai auzit de smurf până acum? Cum adică? Bă, ăștia tot nu se dau bătuți, mă, băieți. Deci ăștia tot nu se dau bătuți, să-mi bat picioarele. Ăștia tot în fiecare rundă vor să dea raș. Deși era mai ok pentru mine să stea în bază, tot ăștia tot nu se opresc din adaraș. Hai să vedem, mă, băieți. Hai, Kenny. Hai, Kenny. Hai, Kenny. Dă-i un pic. Aha, te-ai dus, Kenny, pe sulicioaică. Bă, dar și eu scam nesimțit un pic, că dau... Mamă, aici chiar mi-a plăcut cum a tras. Chiar mi-a plăcut aici, bă, băieți. Să-mi bat picioarele aici, chiar mi-a plăcut cum a tras. O să vină imediat runda de half. Oricum, bă, băieți, aici chiar mi-a plăcut cum a tras. Să-mi bat picioarele aici, chiar a fost super, super bun. Bă, aparent și-au făcut ceva update sau nu știu, poate înainte nu știam eu să configurez acest cod la asta, nu m-am gândit. Dar oricum, bă, aparent și-au făcut ceva update-uri și chiar trage super, super bine acum, părerea mea. Adică, în primele runde m-am enervat un pic cu el, recunosc. Și cu Green Aid Helper-ul ăla de ea, să vă se duce fix pe traiectorie. Acum s-a dus pe traiectorie, s-a dus ok acum ăsta... grenada de acolo mi-a părea că se duce în dreapta grenada și ea de fapt a intrat în apartamente. Nu știu ce dracu s-a întâmplat acolo. Jean Pavel ăsta săracul de el l-am rupt în două. Am făcut și o rimă. Aie, bă, băieți, recorded. Mamă, recorded. So? Mamă, deci eu mă filmez singur cum joc cu coduri. Dar m-a filmat el, frate, și mă duce la Valve, bă, băieți. Mă duce el la Valve, bă, băieți. Jean Pavel. What are you going to do with the video? Video, haha. Hai, mă, băieți, să vedem ce-l duce capul. Că după aia o să-i dau și canalul meu de YouTube, seara ce fac pe YouTube. Poate așa
descoperă și el, frate, că ia uite-l pe ăsta cum s-a întors la mine să-mi ba picioarele, zici că a fost bot, ești nebun. Nice, ești nebun, hai să-i dăm un fire la ăla, poate moare. Hai, brodere, mor știu de... ce să mai moară? Bine, bă, băieți, a fost primul hal, vă, până acum o notă destul de bună la Spirtec, ce aș putea să spun. Am scor 99, bă, băieți, mai un kill dacă facem sau orice facem. Și dacă omorăm o găină, bă, nu, că nu cred că primim puncte dacă omorăm găini pe competitiv. Dar în orice caz, bă, băieți, mai un punct dacă fac, practic ne-am luat mare overwatch, bă, băieți. Am glumit, bă, băieți, nu mai credeți chestiile astea că 100 puncte la overwatch, pentru că nu e adevărat. Am avut meciuri de semi-race cu 150 scori și încă n-am ban. Nu vă mai speriați, bă, băieți, nu intrați la overwatch la 99 scor. Mamă, câte au dat ăștia toate nedurile posibile, unul mort, doi morți. Hai, mă, băieți, că e lejer, e lejer. Să iau USP-ul. Hai, mă, că iau USP-ul, ești nebun, poate dau tapuri mai bune. Bă, băieți, dăm semi-rage cu un cod gratis, practic. Hai, zicem dacă îi rupem pe ăștia, trei morți. Mamă, și asta au deja afeca, nu mai au nicio treabă. 4 morți, 5 morți. Easy, bă, băieți, 53 de kill-uri, scor 109. Lejer, lejer, bă, băieți, facem și noi 63 de kill-uri sau sal. Hai să vedem. Asta rămâne de văzut. Mamă, ce mă jură ăștia. Bă, dar jură rău de tot. Nu știu, Silver ăștia s-ar putea să-mi dea kick în ultima rundă. Bă, mă rog, nu știu dacă îi duce pe ei neapărat capul așa de mult, dar s-ar putea să-mi iau kick în ultima rundă. Bă, băieți, asta rămâne de văzut acum. Mamă, ce urât vorbește. Hope you're așa, get bigger when you are playing with a hacker. Ok, bă, băieți, nu o să citesc nu o să citesc acel cuvânt cenzurat, pentru că este foarte, foarte non-family friendly. Bă, băieți, mamă, câte nade-uri dau ăștia să-mi bag picioarele. Bă, dar să știți că îi duce capul un pic cu nade-uri. Mamă, a dat cel mai tare smoke sau ce dracu a dat acolo. Hai, bă, băieți, două kill-uri, două kill-uri, bă, băieți, bine, bă, băieți, două kill-uri. Hai să facem, vreau să fac 60 de kill-uri măcar meciul ăsta, dacă tot am intrat cu spirit de cu ăsta să-l testăm. Ia uite-l pe ăsta, bă, băiatule, stai cu bite și acura pacatura. Hai să-l luăm și pe ăsta și mai e ălalt cu poza aia. Bă, mamă, ce era să mă moare ăsta, ce prost am tras aici. Bă, oricum, mi se pare un pic ciudat aimbutul la spirite. Nu știu ce să zic, mi se pare un pic ciudățel, sincer să fiu. Nice, bine, bă, băieți, 12 MVP-uri. Ce pot să zic, mă? Păi eu cred că iau, ia, câte winuri am. Stați, mă, că am activat feature-urile alea de troll, bă, băieți. Astea sunt pic configs, nu configs, mix. Hai că mix, dacă e ceva, misc. Bă, nu știu ce să zic, spammer, lobby, să-mi bag picioarele dacă înțeleg ceva de aici. Chat spammer, spirtec, mode stealer, clan tag animations. Nu știu, mă, băieți, nu mă mai complic acum să fac pe aici. Oricum aveți destul de multe feature-uri de troll, bă, băieți. Adică, nu știu, puteți să intrați și să vă dați fake prime, de exemplu, din câte știu eu. Și atunci playerii din lobby-ul în care sunteți o să creadă că aveți prime și o să dea start la meci. Probabil unii vor să joace, adică cam toți vor să joace only prime în ziua de azi. Nu cred că mai e om care știe CSGO cât de cât și vrea să se joace la non-prime. Așa că, practic, cu acest cheat mi se pare că puteți să vă dați acolo un fake prime, adică băieții să vadă că aveți prime, dar de fapt voi să nu aveți. Și așa îi păcăliți și, practic, vă jucați cu ei la non-prime, că o să vă bage tot la non-prime. Deci nu vă închipuiți că dacă vă băgați fake prime ăsta o să jucați la prime. Nu, o să jucați la non-prime, numai că băieții aia o să creadă că joacă la prime până o să dea decodat și o să vadă că de fapt joacă la non-prime. Dar până... Uai, ce am dat la asta? Bă, băi, cred că am făcut fix 60 de kill-uri, dacă nu mă înșel. Nu, am făcut 61 de kill-uri. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Mie mi-a plăcut super mult să le dau aici cu semi-rage-ul la silverii ăștia. Hai să vedem aici cât am primit XP boost-ul ăla nebun. L-am primit, bineînțeles că l-am primit, bă, băieți. Bă, fraților, mie chiar mi-a plăcut sincer să dau aici cu semi-rage-ul cu Spirtec-ul. Bă, nu mai am chiar o părere foarte, foarte proastă despre el. Deci dacă vreți pentru un cont gratis e super, super bun. Dar nu vă recomand să vi-l băgați pe conturile mei. Puteți să vă luați un cont, nu știu, de pe G2A, cred că îl găsiți la 9 sau 10 euro. Sau să vă cumpărați direct de pe Steam Prime-ul. Dar nu vă recomand să vi-l băgați pe conturile mei, deoarece este foarte, foarte riscant. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Hai să facem 1000 de like-uri. Neapărat dacă vă place ceea ce fac, dați acolo un subscribe. Și noi ne vedem data viitoare. Bye, bye!